Salutări și bine v-am găsit la prima ediție de podcast Coffee Talks din seria Come to See Us Informed. În completarea seriei de podcasturi avem o serie de postări pe Facebook, infografice. Încercăm să acoperim cumva partea asta de educație alternativă, de lacune care sunt în sistemul educațional și totuși informații pe care tinerii ar trebui să le știe. Și ca să deschidem această serie cu un topic foarte puțin discutat, care este considerat tabu de foarte multe ori, și anume educația sexuală, o avem astăzi alături de noi pe Oana din partea asociației Ele Sunt Ziene. Bună, Oana, și îți mulțumim frumos că ne-ai acceptat invitația. Salut! Mă bucur mult să fiu aici. Mersi și eu de invitație. Hai să începem puțin despre tine. Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre tine și cine ești, de unde vii, de când activezi în domeniu, chestii de genul ăsta. Ok. Păi eu sunt Oana Constantin. Ca formare sunt sociolog, am o licență în sociologie și acum sunt pe cale să termin și masterul. Activez în domeniul ONG de ceva vreme. Iar de anul trecut m-am alăturat asociației Ele Sunt Ziene, unde sunt coordonatoare de proiect. Îmi place super mult ce fac și întotdeauna m-am văzut lucrând alături de oameni și tineri. Mi se pare că din mediul ONG poți să ajungi la multă lume și să simți că ai un impact pozitiv asupra celorlalți. Ok. Cum a apărut asociația Ele Sunt Ziene, dacă poți să ne povestești puțin despre începuturi, ce proiecte desfășurați acum, practic, ce faceți, ce reprezintă? Da. Este practic o organizație destul de tânără. A fost fondată în 2020 de colega mea, Ioana Ciuhan. Inițial, cred că trebuie să spun și un pic din povestea Ioanei, pentru că altfel nu are sens. Ioana a făcut la un moment dat voluntariat în Tanzania și în timp ce era acolo și-a dat seama de problema aceasta a accesului la resurse de igienă menstruală pe care le aveau femeile de acolo și a derulat un program prin care a distribuit absorbante reutilizabile. Pentru că asta e o metodă foarte bună de gestionare pe termen lung a menstruației și le ajută pe femeile aflate în dificultate, din punct de vedere material, pentru că nu mai trebuie să cumpere în fiecare lună produse și mai ales că acolo nu se găseau atât de ușor pe piață. Și și-a dat seama că ar fi nevoie și în România de de o astfel de inițiativă și când s-a întors a lansat asociația Ele Sunt Ziene și încă de la început, practic ne-am axat pe ateliere de educație menstruală pe care le organizăm în principal în comunități insuficient de servite, din mediul rural, dar și din urban. Învățăm adolescentele ce este menstruația, încercăm să normalizăm discuțiile despre menstruație și să le facem să înțeleagă că e un lucru normal, că nu trebuie să creadă în mituri și în același timp distribuim și produse, atât din acestea reutilizabile, cum sunt absorbantele. Absorbantele pe care le distribuim noi sunt fabricate etic în România. Pot fi folosite pe termen lung, până la 10 ani, dacă sunt folosite cum trebuie și îngrijite. Atunci când nu putem să distribuim absorbante reutilizabile, distribuim absorbante biodegradabile, care nu au ingrediente dubioase, pentru că multe din cele de pe piață conțin parfum sau derivații de plastic, care nu sunt ok pentru corp. Nu putem mereu să le distribuim pe cele reutilizabile pentru că în România există în continuare persoane care nu au acces la facilități precum apă curentă și practic n-ar putea să le spele, să le gestioneze cum trebuie și le-am face mai mult rău, așa că e mai bine să distribuim absorbante de unică folosință în cazurile acelea.
Practic, toată activitatea noastră e centrată pe adolescente. Lucrăm acum la lansarea unei reviste pentru adolescente și editată de adolescente. Avem foarte multe voluntare. Tocmai am încheiat un call nou de voluntare pentru revistă. Cred că sunt peste 70 care vor să scrie și să ilustreze pentru această revistă pe care vrem să o scoatem anul acesta și pe care vrem să o distribuim și în comunitățile în care mergem să facem ateliere, pentru că am vrea să includă și informații despre corp, despre menstruație, despre sexualitate, pur și simplu genul de întrebări care e normal să apară la vârsta adolescenței sau în perioada pubertății, dar să conțină și aceste povești spuse de adolescente, subiectele pe care ele le consideră importante la vârsta asta. Ce mai facem? Facem multe. Am lansat recent o petiție pe platforma de Click, prin care cerem ca produsele de igienă menstruală să fie disponibile gratuit în școli. Ni s-au alăturat alte 10 organizații non-guvernamentale din România care ne susțin inițiativa și care lucrează de asemenea cu adolescenți sau cu beneficiari de sex feminin și au înțeles importanța unei astfel de inițiative. Petiția cred că are acum peste 13.000 de semnături, dar am vrea să mai strângem câteva mii ca să o depunem autorităților și să ne asigurăm că problema asta a accesului la resurse de igienă menstruală ajunge și pe agenda publică și pe masa guvernanților. E și un alt proiect care îmi place mie foarte mult pentru că eu sunt gazda lui, este newsletterul nostru. Este un newsletter feminist săptămânal pe care îl găsesc eu și în care includem vești din întreaga lume și din România despre situația femeilor, despre egalitatea de gen. Punem tot felul de resurse pentru cei care vor să știască mai mult despre feminism și despre ce este egalitatea de gen. Cam astea sunt acum proiectele noastre. În principal sunt atelierele de educație menstruală cu adolescente. Am înțeles, super. Aveți o activitate impresionantă, având în vedere că ați dezvoltat atât de multe proiecte, aveți și ideea asta de petiții și de implementare a proiectelor respective, exact la sursă unde este foarte multă nevoie, în cadrul adolescenților. Și a adus vorba despre faptul că menstruația este stigmatizată oarecum în societate și aș vrea să te întreb cât de importantă este ideea de normalizare a menstruației și care este atitudinea oamenilor la momentul actual? Care e status quo în legătură cu asta? Da, păi în continuare în România există această jenă de a vorbi despre menstruație pentru că este văzută ca un subiect ce ține doar de femei, ceva ce femeile ar trebui să păstreze pentru ele. Reticența vine și din partea bărbaților și din partea femeilor și e întreținută de tot felul de mituri și concepții greșite despre ce este de fapt menstruația. În comunitățile în care mergem auzim foarte des concepții greșite, nu știu, că menstruația este un sânge rău, că este ceva toxic, că fetele nu ar trebui să facă anumite lucruri când sunt la menstruație, de exemplu, nu știu, să nu meargă la biserică, să nu facă sport și altele. Miturile astea sunt cumva organizate întotdeauna ca niște restricții, să nu faci aia, să nu faci aia când ești la menstruație. Și noi nu am început discuția asta doar pentru că am vrut noi să vorbim pe internet despre menstruație. Adică nu este scopul, ci pentru că ne dăm seama că modul în care e privit acum acest subiect dăunează foarte mult pe termen lung adolescentelor, pentru că ele ajung să creadă niște lucruri greșite și asta le afectează. Adică dacă ele cresc cu impresia că nu trebuie să facă anumite lucruri când sunt la menstruație, automat cumva viața lor socială e diminuată.
pentru că am impresia că, nu știu, o perioadă în care trebuie să se retragă un pic așa din societate, să nu facă anumite lucruri. Și chestia asta nu le afectează doar pe plan social, pentru că ce am zis până acum e mai degrabă un impact asupra vieții sociale, dar și asupra sănătății, pentru că dacă nu știu ce e menstruația și nu înțeleg ce este acest proces, este foarte greu pentru ele să se îngrijească în acea perioadă, să știe cum să-și gestioneze menstruația, să-și dea seama când apar dereglări sau să-și dea seama dacă e ceva neregulă cu corpul lor, pentru că pur și simplu dacă nu se vorbește despre asta, fie caută informații din surse care nu sunt de încredere, fie nu mai caută deloc și rămân așa în ceață. Deci cam de asta cred eu că e nevoie să vorbim despre asta și să normalizăm genul ăsta de subiect. Am înțeles. Cred că, la fel cum este foarte important să normalizăm discuțiile despre modul în care se dezvoltă corpul, apariția menstruației, apariția diferitelor schimbări biologice, atât la fete cât și la băieți, cred că este foarte important să deschidem subiectul și de contactul sexual și de educația sexuală în sine, având în vedere că în educația sexuală se includ cam toate subiectele, atât activitatea voastră cât și toate subiectele ce țin de și de igienă personală, și de prevenție, și de contracepție și așa mai departe. Și atunci aș vrea să te întreb puțin, am câteva întrebări și despre partea de educație sexuală. În primul rând, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere, și din punct de vedere moral, când este cel mai ok să-ți începi viața sexuală? Wow, întrebarea asta o primesc efectiv la ateliere din partea adolescentelor și mi este foarte greu să răspund la ea, pentru că ține de foarte mulți factori. Dacă ar fi să ne raportăm strict la partea legală, ar fi ideea că în legislația din România consimțământul poate să fie acordat doar după vârsta de 16 ani, ceea ce înseamnă că sub această vârstă, din punct de vedere legal, tu nu ai abilitatea de a-ți da consimțământul. Tu poți să zici, da, sunt de acord, dar practic legislația nu va trata acel lucru ca consimțământ. În același timp, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea personală a fiecăruia, pentru că nu toți suntem la fel și nu ne dezvoltăm în același ritm. În niciun caz n-ar trebui să ne ghidăm după cei din jurul nostru și după ce fac ceilalți, după ce fac prietenii noștri, și asta încerc întotdeauna să le spun fetelor și le spun foarte clar că nu pot să le spun eu când să-și înceapă viața sexuală sau când e potrivit și că lucrul ăsta ar trebui să îl simtă ele și să îl știe și în același timp să ia decizii în cunoștință de cauză, adică e foarte greu să iei genul ăsta de decizie dacă nu înțelegi cumva consecințele sau ce înseamnă acest lucru, ce va schimba acest lucru în viața ta pe termen lung. Și de-aia e bine ca adolescenții să aibă acces la genul acesta de informații, să știe ce este consimțământul, să știe cum arată o relație romantică sănătoasă, să știe ce este sănătatea sexuală, cum să se protejeze. În același timp, nu cred că un program de educație sexuală ar trebui să se axeze doar pe partea aceasta negativă, să pun accent pe probleme, cum ar fi, cum să evităm sarcinile nedorite, cum să nu luăm boli cu transmitere sexuală. Pentru că dacă punem accent doar așa pe riscuri, nu cred că o să ajungem acolo unde trebuie. Cred că e mai bine să le oferim adolescenților resurse și informații complete, încât ei să poată să ia deciziile potrivite pentru ei. Cred că asta. Mi-e foarte greu întotdeauna să răspund la întrebarea asta și o primesc foarte des de la adolescente, mai ales de la cele care sunt deja la liceu, pentru că și noi ne adaptăm cu conținutul unui atelier de educație menstruală în funcție de vârsta lor. Și cu cele de liceu vorbim, bineînțeles, și despre contracepție și boli cu transmitere sexuală și
apare inevitabil genul acesta de întrebări de la ele, pentru că sunt curioase și e normal, adică nu cred că ar trebui să ne jenăm când primim genul acesta de întrebări de la tineri, de la adolescenți, și ar trebui să le tratăm cu normalitate și să le răspundem. Da, înțeles, clar. Cu siguranță e nevoie de o consiliere pe partea asta, adică e mult prea puțin, pur și simplu, să le dăm informația respectivă. Pentru că de foarte multe ori există șansa ca adolescenții să nu înțeleagă foarte bine informația și să iau uneori decizii la impuls sau fără să-și dea seama de toate riscurile, și atunci consider importantă și un soi de consiliere pe partea asta. Și cred că persoanele care predau educația sexuală să nu fie doar niște teoreticieni buni, ci să fie și niște oameni cu cunoștințe psihologice și cu cunoștințe de consiliere. Okay. Da, absolut. Legat de chestia asta, bineînțeles că un astfel de program ar trebui în primul rând să se bazeze pe adevărul științific, adică să prezinte întotdeauna informații corecte legate de anatomie și toate cele, dar să țină cont și de dezvoltarea psihologică și socială a copilului, a tânărului, adolescentului, și în același timp cumva, dacă faci o singură oră de educație sexuală la clasa a noua, nu înseamnă că poți să acoperi toate aceste lucruri. Poți să mințiști foarte mult pe contracepție și pe riscuri, dar nu cred că asta o să fie de ajuns. Cumva, așa cum îl văd eu și cum sunt convinsă că îl văd și celelalte persoane din mediul ONG care militează pentru introducerea unui astfel de program, ar fi ca acest program să fie continuu, cumva să înceapă de la, nu știu, de la școala generală și să li se prezinte treptat anumite informații, pentru că din școala generală deja încep să apară modificări la nivelul corpului, pentru că este perioada pubertății și e normal să apară aceste modificări. Și bineînțeles că atunci nu vorbești despre sexualitate și viața sexuală, dar vorbești despre corp, vorbești despre anumite lucruri, și cu cât se începe mai devreme, cu atâta cred că ajută foarte mult, îi ajută pe adolescenți să știe că pot să primească genul acesta de informații, că va veni și momentul în care vor întreba despre sexualitate sau vor vrea să afle mai multe și vor avea acces și vor avea ajutor, adică va fi cineva care să le răspundă. De asta mi se pare că mai bine să fie cumva pe termen lung, să înceapă mai devreme. Da. Consider că în curricula unei materii de genul acesta ar fi important să existe și un subiect de orientări sexuale, adică să includem aici și persoane care au o altă orientare sexuală decât cea heterosexuală? Bineînțeles. Cred că un program din acesta ar trebui să fie întotdeauna făcut în spiritul drepturilor omului și egalității de gen. Și ca să facem lucrul ăsta, trebuie să acceptăm că există și alte orientări sexuale decât cea pe care o considerăm noi normală sau standard, orientarea heterosexuală, și ar trebui cu siguranță să fie și acest element de diversitate, pentru că trăim într-o societate diversă și chiar dacă noi suntem avem o orientare heterosexuală, asta nu înseamnă că trebuie să îi considerăm pe ceilalți diferiți de noi sau anormali. Și plus că tinerii își dau seama de asta, adică odată ce începe pubertatea, ei încep să conștientizeze care este propria lor sexualitate și încep să se gândească la asta. Deci este foarte bine să vorbim despre lucrurile astea ca să îi asigurăm pe tinerii care se îndoiesc de normalitatea lor, se îndoiesc de propria lor persoană, că sunt în regulă, că nu e nimic greșit cu ei dacă sunt atrași de persoane de același sex sau dacă nu își dau seama exact care este sexualitatea lor, să le spunem că da, e normal și că lucrurile astea
sunt, că nu pot fi schimbate, că țin de propria persoană și că presiunea socială, chiar dacă există, ea nu ar trebui niciodată să dicteze cum suntem noi ca persoană din punct de vedere psihologic. Și da, cred că e un aspect foarte important care ar trebui cu siguranță integrat. De asta ONG-urile din sfera aceasta au insistat foarte mult, mai ales în perioada vechiului legislativ, care a încercat să reducă educația sexuală la un simplu program de educație pentru sănătate sau pentru igienă. Pentru că atunci s-ar fi pierdut toate aceste componente și am fi ajuns să vorbim doar despre igiena corpului și cred că ar trebui să fie mult mai cuprinzător. Și tocmai de asta nu e de ajuns o singură oră, o singură dată pe an, ceva de genul. Ar trebui să fie, pur și simplu, o oră integrată în curricula școlară, pe care să o facă, nu știu, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, astea sunt așa detalii. Da. Am înțeles. Super. Mulțumesc mult. Și acum aș vrea să te întreb care este sau cât de importante sunt controlele medicale după și de fapt și înainte începerea vieții sexuale, adică mersul la un specialist, fie la un ginecolog, fie la un urolog, în funcție de sex, în mod evident. Aici pot să spun mai multe din perspectiva mea de femeie și ce le spun și adolescentelor la ateliere. Mi se pare că noi, ca societate în general, tindem să nu luăm în considerare ideea asta că trebuie să mergem la doctor ca la un control de rutină și mergem la doctor doar atunci când ni se întâmplă ceva, când avem o problemă foarte gravă. Dar și la medicul ginecolog poți merge chiar dacă nu ai neapărat, nu te confrunți neapărat cu o problemă. De exemplu, până la începerea vieții sexuale, eu le spun adolescentelor că sunt anumite situații în care ar trebui să meargă la un specialist, de exemplu când au anumite dereglări ale menstruației, dacă au tot felul de probleme, nu știu, să nu le vină menstruația la timp, să fie foarte dureroasă, să nu poată să-și continue viața de zi cu zi. Deci, mersul la acest specialist nu ar trebui să fie lăsat doar pe, cumva, ne începem viața sexuală și abia apoi considerăm ideea de a merge la un doctor specialist, ci putem să mergem și înainte dacă ne confruntăm cu anumite probleme. Odată ce adolescentele încep viața sexuală, ar trebui să meargă anual, pentru că, de exemplu, sunt anumite boli cu transmitere sexuală care nu au simptome pentru toate persoanele. Noi putem să fim infectați cu o anumită boală, dar să nu ne dăm seama pentru că nu se manifestă efectiv la nivelul corpului. Și tocmai de aceea, dacă el ar merge anual la medicul ginecolog pentru un control de rutină, ar afla de aceste lucruri și ar putea să ia măsuri. Și aici insist foarte mult pe o anumită boală cu transmitere sexuală, mă refer la infecția cu HPV, care este foarte comună și pe care e posibil să, adică și bărbații și femeile o pot avea, doar că pentru femei pot să fie consecințe mult mai grave pe termen lung, pentru că anumite tulpini ale HPV-ului sunt responsabile pentru cancerul de col uterin, care e o boală foarte gravă și care face ravagii în România, pentru că suntem, cred, pe primul loc în europeană la incidența cazurilor și la mortalitate. Din nou, infecția cu HPV poate să fie complet asimptomatică, să nu ne dăm seama că o avem, decât în momentul în care deja apar leziuni pe colul uterin și e clar că este un început de cancer acolo.
Și pe asta insist foarte mult. Eu le spun și de posibilitatea de a se vaccina pentru infecția cu HPV. Există în România un program pentru acest vaccin. Se pot vaccina adolescentele până la 14 ani, gratuit, la medicul de familie. Înainte s-a încercat să se facă în școli. Îmi amintesc că a fost o campanie în 2008-2009 și a fost dezastroasă pentru că nu s-au vaccinat foarte multe adolescente, cred că câteva procente, adică din targetul de atunci, cred că 5% s-au vaccinat, pentru că a fost introdusă atunci în acel program ideea ca părinții să-și dea acord. Și atunci când s-a pus această responsabilitate foarte mare pe părinți, lor le-a fost teamă de consecințele vaccinului, de ce este un vaccin, n-au înțeles exact ce este vaccinul și au refuzat. Și mă gândesc că la fel s-ar întâmpla și dacă s-ar introduce, de exemplu, un program de educație sexuală și li s-ar cere acordul părinților. Din nou, dacă ei nu ar înțelege exact ce presupune, probabil că o să ajungem în aceeași situație din 2008 în care foarte mulți părinți se refuze și, în general, ideea asta de a opt-in, știi, mi se pare că nu funcționează de obicei în România, adică ar fi mai ok să fie cumva o oră de curs de educație sexuală, pur și simplu a intrat în programă, cine nu vrea ca copilului să participe la astfel de, la un astfel de curs, să facă o cerere, adică cei care vor să nu participe, să fie cei care sunt nevoiți să treacă prin birocrație și să opt-out decât să opt-in. Și da, ideal, așa o văd eu, ar fi ca adică să nu le, cumva pare că dacă le cerem acordul părinților, pare că nu știm ce facem. Pare că, ok, am introdus acest program, nu știm exact dacă e bun, nu garantăm pentru el, spuneți voi dacă vreți ca copiii voștri să facă acest program. Cumva dacă venim și le spunem, avem un program, este foarte bun, dă rezultate, este adaptat vârstei, este perfect, uitați, ăsta este, mi se pare că o să avem mai mult succes. Și sper că așa se întâmple în România. Am înțeles. Da. Cel mai probabil este nevoie de o campanie de genul acesta de vaccinare. Cu siguranță trebuie să schimbăm cumva și partea asta de stigmă pe care o au mai ales părinții când vine vorba de vaccinuri și observăm asta și recent cu vaccinul anticovid. Ce vreau să te întreb mai departe ar fi, dacă putem să vorbim puțin despre, am vorbit despre bolile de transmitere sexuală. Cred că un lucru pe care nu foarte multă lume îl conștientizează este că bolile de transmitere sexuală, adică bolile în general și afecțiunile pot să fie rezultatul și altor tipuri de contact intim, nu neapărat sexual obișnuit, și pot apărea și infecții de acolo și aș fi vrut să puntez asta. Mai departe, aș vrea să te întreb puțin despre partea mai psihologică a lucrurilor, și anume despre diferența dintre dorință sexuală și iubire, dragoste, orice tip de sentiment de genul acesta, de atașament. Ok, păi cu ce să începem? Cu ce ai spus despre bolile cu transmitere sexuală? Error, da, nu ți-am dat dreptul la replică, să zicem. Scuze. Da, păi asta e una din problemele cu care mă confrunt uneori. Practic există mai multe tipuri de contraceptive, de exemplu contracepția orală. Și unele tinere au impresia că dacă vor lua anticoncepționale vor fi protejate și de bolile cu transmitere sexuală. Dar practic ele vor fi protejate doar de apariția unei sarcini. În același timp, pentru că în societatea noastră ideea asta de a te păstra virgină și virginitatea este asociată cu sexul vaginal, pentru că atunci se pierde virginitatea în concepția societății noastre, pentru tineri pare că celelalte forme ale sexului devin mai
cumva li se pare că își păstrează, că aderă și la norma societății de a-și păstra virginitatea și nu se implică în contact sexual vaginal și aleg să practice alte forme ale sexului, fără să-și dea seama că și prin aceste metode pot să contacteze boli cu transmitere sexuală. Pentru că se transmit și prin sexul oral sau prin sexul anal, unele dintre ele. Și tocmai de asta mi se pare că abordarea asta axată pe probleme și pe ideea de a păstrează-te virgină până la căsătorie sau păstrează-te virgină până e sigură că vei avea o relație de durată cu persoana cealaltă, sunt foarte restrictive și limitate, pentru că doar le induce ideea că nu ar trebui să-și înceapă viața sexuală, dar până la urmă, dacă există din partea lor dorința și se simt pregătiți să facă asta, ar trebui să știe că trebuie să se protejeze în general, indiferent de ce tip de sex aleg să practice, să știe care sunt riscurile pentru fiecare dintre ele. Da, cred că asta despre primul. Aș vrea să spun o întrebare până să ajungem acolo și iartă-mă că te întrerupt. Ar fi, dacă ești de părere că virginitatea este mai degrabă un construct social decât un, nu știu, factor biologic, să numim așa. Păi, este clar un construct social, pentru că și-a fost întreținută de o concepție greșită din punct de vedere al corpului, pentru că virginitatea fetelor este asociată cu ruperea himenului. Dar ce să vezi, himenul nu se rupe, pentru că este o membrană elastică care acoperă intrarea în vagin și care poate să se întindă și de la mersul pe bicicletă sau de la activități sportive intense. De exemplu, dacă o fată practică sport, nu face gimnastică, face un sport în acesta foarte intens, himenul se poate întinde pur și simplu și integritatea himenului nu o să spună niciodată dacă o fată este, dacă a avut contact sexual sau nu. În același timp, virginitatea este ceva foarte personal, pentru că, să zicem că eu pot să consider că îmi pierd virginitatea dacă practic orice fel de tip de contact sexual, pentru că pur și simplu consider că acel contact sexual este primul din viața mea și mă simt altfel după ce îl fac, să zicem. Și tocmai virginitatea ține de cum percepe fiecare persoană relațiile cu ceilalți. Deci nu ar trebui să ne cramponăm ideea asta de virginitate, pentru că oricum am înțeles-o greșit de-a lungul timpului, dacă e să ne raportăm la ideea asta de rupere a himenului, pe care o aud foarte des și încerc întotdeauna să le explic și adolescentelor că nu, e un mit, adică și asociat și cu ideea asta că la primul contact sexual trebuie să existe o sângerare, pentru că dacă nu a existat sângerare, înseamnă că fata nu a fost virgină și din nou nu este adevărat, pentru că nu se întâmplă de fiecare dată. Dacă această membrană a fost întinsă de-a lungul timpului și și-a pierdut din elasticitate, nu o să fie nicio sângerare, nu o să fie nicio durere și e perfect normal. Asta nu înseamnă că fata respectivă nu este virgină din punct de vedere social, așa cum înțelegem noi virginitatea. Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot. Și acum, trecând înapoi la întrebarea pe care ți-am adresat-o puțin mai devreme legat de partea psihologică, cum putem să ne dăm seama de diferența dintre dorința sexuală și sentimentul ăsta de iubire, dragoste, oricum o numim? Care e diferența între cele două? Cum se manifestă în cele două situații? Ce poți să ne spui despre asta? Da, clar e o diferență între cele două. Nu cred că ar trebui să punem semne egale între ele. Eu nu pot să zic așa din punct de vedere foarte avizat, pentru că nu sunt psiholog, dar este clar că nu ar trebui să
desconsiderăm dorința sexuală, adică este normal să o avem fiecare dintre noi și persoanele care, nu știu, își doresc să aibă o viață sexuală bogată și să aibă mulți parteneri sau să experimenteze, nu ar trebui să fie în niciun caz blamați, pentru că este o dorință normală, specific umană. Iubirea și relațiile romantice, oricum și definiția iubirii se schimbă, adică ce considerăm noi că este un sentiment de iubire la 18 ani, poate să aibă să schimbe total definiția și să ne raportăm la iubire total altfel când avem 30 de ani sau 40 de ani. Pentru că, pur și simplu, ține de inteligența noastră emoțională din acel moment, de ceea ce avem noi nevoie să ne simțim iubiți și aproape de ceilalți. Cumva afecțiunea o simțim și în lipsa atracției sexuale. Adică afecțiunea și iubirea o simțim, putem să o simțim pentru orice persoană și nu este neapărat nevoie să ne simțim și atrași sexual. În același timp, cred, așa consider eu ca sociolog și se pare total în regulă, și cazul invers în care pur și simplu avem o atracție sexuală față de o anumită persoană, dar nu ne dorim neapărat și o relație pe termen lung sau nu avem ideea asta de afecțiune. Dar bineînțeles că atâta timp cât avem o relație cu altcineva și să zicem că se bazează doar pe ideea de dorință sexuală, bineînțeles că ar trebui să ținem cont de limitele și de libertatea celorlalte persoane și să o respectăm și să o tratăm cu integritate, adică faptul că nu ne dorim să avem o relație romantică monogamă, pentru că și monogamia este valorizată în societatea noastră. Da, ideea asta că cumva credem că dacă este ideea asta în societate că odată ce începem o relație cu cineva, ar trebui ca ea să urmeze toate standardele pe care le considerăm noi ideale și care există la nivelul societății. Să fie o relație monogamă, să fie bazată pe X, Y, Z criterii. Doar că nu toată lumea funcționează așa și nu pentru toată lumea e ideal contextul ăsta al unei relații monogame și ar trebui întotdeauna să discutăm și să le înțelegem pe partenerul nostru, să înțelegem care sunt dorințele lui și de fiecare dată când ne angajăm în orice fel de relație, pur și simplu să îl ascultăm pe celălalt, să înțelegem care sunt dorințele lui la acel moment, ce își dorește pe termen lung. Și dacă nu se aliniază cu ceea ce ne dorim noi, pur și simplu să nu ne simțim nerespectați sau, adică e bine să discutăm deschis despre lucrurile astea și să acceptăm nevoile fiecăruia. Asta cred eu și acum am vorbit așa din punct de vedere mai degrabă personal, dar mi se pare că ideea asta de toleranță e importantă și asta încerc să transmit întotdeauna și în cadrul atelierelor pe care le ținem cu adolescente. Am înțeles. Aș vrea să-ți mai pun o întrebare legată de consimțământ. Cum ar trebui să fie dat consimțământul? De important este consimțământul în primul rând. Pentru că am auzit de foarte multe ori ideea de no means no. Doar că sunt de părere că ar trebui să extindem asta cumva în sfera de only yes means yes, pentru că există posibilitatea ca de multe ori persoanele cărora le este propus să, eu știu, un act sexual sau orice tip de contact intim, de foarte multe ori probabil nu au puterea necesară sau nu au tăria necesară sau pur și simplu se simt mult prea constrânse de contextul social respectiv încât să spună nu pe față și atunci cred că consimțământul ar trebui să fie dat doar explicit printr-un da
Acum, fără să formalizăm și să semnăm contracte, na, în mod evident, fără să exagerăm, dar cred că doar da înseamnă, dar în contextul ăsta, și aș vrea să te întreb pe tine ce părere ai despre ideea asta de consimțământ. Clar. Cred că în România, de fapt în toate statele și în toate societățile în care nu există un program de educație sexuală, care se înceapă mai de timpuriu, bineînțeles, nu trebuie să-l numim atunci educație sexuală, dar să vorbim despre aspectele acestea ale corpului, tinerii cresc și se dezvoltă fără să înțeleagă care sunt limitele propriului corp, care, fără să înțeleagă că corpul lor are autonomie și integritate și că atunci când cineva încalcă aceste limite, ei pot să spună nu. De aceea, copiii mici nu recunosc situațiile în care nu își dau seama când sunt victimele abuzului, pentru că nu își dau seama care sunt limitele corpului lor și când se află, de exemplu, într-o relație din aceasta dezechilibrată de putere în care un adult îi abuzează din punct de vedere sexual, ei nu își dau seama că e ceva greșit în acel lucru pentru că nu știu să recunoască aceste semne. Și mai ales că este acest dezechilibru de putere în care probabil adultul o să-i spună că nu e normal. Și tocmai de aia, dacă copiii ar înțelege de mici că corpul lor e al lor și că ceilalți nu pot să vină cu bocancii peste el și să facă lucruri pe care ei nu și le doresc, atunci ei crescând ar înțelege și importanța consimțământului pe care îl dau de bună voie atunci când se angajează în relații intime cu ceilalți. Bineînțeles că atunci când ne dăm consimțământ, să zicem că suntem într-o relație cu cineva și ne dăm consimțământul și ne dorim să avem contacte sexuale cu persoana respectivă, asta nu înseamnă că odată ce ne-am dat consimțământul pentru un anumit lucru, consimțământul ăla se extinde pe perioada nedeterminată. Consimțământul ar trebui să fie dat și cerut și acordat la fiecare tip de contact sexual și ar trebui întotdeauna să fim atenți la nevoile partenerului nostru și în același timp să nu ne simțim jigniți de faptul că partenerul și-a acordat la un moment dat consimțământul și apoi și l-a retras, pentru că lucrurile astea sunt normale, nu înseamnă că are ceva cu noi, că nu ne mai iubește. Pur și simplu, dacă mi-am dat consimțământul pentru un anumit tip de act sexual, asta nu înseamnă că trebuie să accept sau să mă simt confortabil și cu altele. Și, în general, da, ideal ar fi ca consimțământul să fie, pur și simplu, să fie cât mai explicit, cât mai clar. Și asta ține și de cumva de, adică noi ca parteneri într-o relație, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că celălalt se simte în regulă cu asta și să cerem consimțământ. Adică nu e nimic rușinos în a-l întreba pe celălalt dacă ești confortabil cu asta, vrei să continuăm. Adică pur și simplu sunt niște lucruri de bun simț, nu ar trebui să ne simțim stânjeniți să cerem consimțământul, pentru că e complet normal și în general tinerilor mi se pare că dacă cer voie, că cumva se distruge momentul sau le este jenă să pună genul acesta de întrebări, deși sunt și ei confuși și nu dau seama dacă e ok să continue sau nu. Și cred că și asta ar trebui să fie foarte clar pentru ei, că este perfect normal să fim atenți la nevoile celuilalt și să punem efectiv genul acesta de întrebări, adică nu e nimic rușinos să întrebi. Ești ok cu asta? Vrei să facem asta? Știi? Și da, ideal ar fi întotdeauna să fie un da cât mai clar, pentru că, bineînțeles, sunt multe situații în care sunt persoane care, exact cum ziceam, nu-și dau seama de faptul că corpul lor are integritate, are autonomie și nu știu cum să-și exprime nevoile și cum se exprime asta față de ceilalți, pentru că pur și simplu au crescut într-un climat în care n-au știut și n-au fost îndrumați cum să-și exprime genul acesta de nevoi. Și de-aia întotdeauna noi ca parteneri trebuie să fim atenți
la nevoile celuilalt și să cerem, pur și simplu. Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot, Oana. Sunt sigur că ar fi fost o groază de întrebări care am fi putut să le dezbatem, dar din nefericire acesta este timpul pe care îl avem. Încă o dată îți mulțumesc mult de tot pentru că ne-ai acceptat invitația, pentru că ai venit aici să ne împărtășești know-how. Îți urez mult, mult, mult succes cu atât pe sfera personală cât și pe sfera de profesional cu asociația Ele Sunt Ziene și sunt sigur că dacă fiecare dintre noi pune umărul și încercăm să schimbăm în fiecare zi către un lucru mic, vom ajunge de fapt într-o societate în care egalitatea de gen să fie reală și în care lucrurile normale să nu mai fie stigmatizate. Exact, exact asta ne dorim și noi și sper din suflet să ajungem acolo. Mersi mult pentru invitație și pentru discuția de azi, a fost foarte fain să vorbesc cu tine despre lucrurile astea și abia aștept să ascult rezultatul. Sigur, îți mulțumim mult de tot și abia aștept să colaborăm pe viitor. Un mic lucru îl mai am de spus pe final, le mulțumesc mult de tot celor de la Audio Vision Store pentru tot echipamentul din jurul meu și pentru că ne ajută să facem fiecare ediție a acestui podcast posibilă. Până atunci vă așteptăm să ne urmăriți următoarele podcasturi. Eu am fost David și vă salut. Pa, pa!